Astăzi avem un Ducati Permotard 969. Nu mai avem benzină, așa că mergem să ne alimentăm. Are un moment turbat. E modelul din 2016 cu restyling. Am ieșit cu băieții la o plimbare. Este și fosta mea motocicletă. E model destul de înalt. Eu am 1,89 m și ajung cu toată talpa. Dar în unii momente stau pe vârfuri. Abia aștept să ieșim din oraș. Să văd ce poate motocicleta asta. E turbată tare. Dacă nu te ții ca lumea, te pierzi. Aici avem un hop. Ai un sunet, Am o poziție foarte confortabilă. Având în vedere cât e de prost drumul ăsta, mă simt foarte confortabil. Mă simt de parcă stau pe un scaun, cam așa de drept stau. Motocicleta asta se simte că nu-i place să meargă constant. Este o motocicletă care trebuie să dai accelerații, frânări, accelerații, frânări. E o motocicletă jucăușă. Nu vreau să-mi închipui ce wheel-uri bune trebuie să faci cu motocicleta asta. Nu știu dacă astăzi o să fac, dacă o să mă simt mai confortabil cu ea, cred că o să mă apuc și de wheelie. Măcar o să încerc unul. Cristi, uitați, semnalizarea dreapta aprinsă. Gata, așa de să aminte. Dăm doar de semafoare roșii azi. Sunt niște nori pe cer care nu arată tare bine, dar eu sper că n-a să ploaie. Verific dacă filmează camera. Pare că filmează. Nu vreau să pierd așa moment frumos. Apropo, Cristi vinde bike-ul ăsta. Prețul lui este de 10.000 de euro. Dacă doriți, organizați o întâlnire și veniți să-l vedeți. Pe asfalt unde stațiile de troleibuz s-au creat niște denivelări de poți să-ți strubi gâtul. Motorul ăsta se aude așa de tare, dar pentru că se aude frumos nici măcar nu mă deranjează. Și celelalte motoare vreau nu le aud. Îl aud numai pe meu. Bine, doar când treci pe lângă mine îl aud, dar în rest mă aud doar pe mine. Iar apă pe asfalt. Traction control lucrează foarte bine și până acum practic nu mi-a derapat niciodată roata. Cred că fără traction control motocicleta asta e în drift în continuu. Totuși bike-urile de un litru sunt bike-uri de un litru, ceea ce efectiv nu recomand la niciun începător. E mult prea de tot. Ha,
cum potinește. Mamă cum pocnește. Efectiv, mă simt ca regele șoseilor pe motocicleta asta. Tare clasna. Da, 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 da. Вообще, шкум, покнешьте мотор, вообще супер. Да, 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 да. И кам... Ай, кам, ам дискуркат. Nu prea cunosc gabariturile, pentru că e prima dată când merg cu ea. Dar aparent încape destul de bine între mașini. Kilometraj are 33.625. Nu-i mult, nu-i mult deloc. Pentru 2016 nu-i mult deloc. Că e dragă lui Cristi din ăsta, dar dacă trebuie vândut, trebuie vândut. Ce să fac cu atâtea motociclete? Avem și un Willy în cadru. Mersi. Da, dar Norea nu arată deloc bine. Mai filmează. Mai am o baterie. Dar habar n-am când ne oprim. Cred că nu mai avem mult. Nu sunt sigur, dar cred că mai mult de 3 ani și nu am ridicat în oraș. Ideea e că noi ne îndreptăm spre nori și asta nu tare îmi place. Mamă, ce îmi place motocicleta asta. Nici mă întâi până la Cricova. Și dacă e ok, mergem mai departe. Dimash instalează 360. Super, super tare. Asta da.
E comod să ai motocicletă, nu mai stai în trafic. Cam îngust acolo. Așa, dar ăla e loc de trecut. Sperana asta să n-o folosească. Burează. Salutăm cu bikerii, că așa e frumos. Opa, era și Tudor pe acolo. Haide-mă la Ponea! Noroc, noroc! Nu prea am ce să mai spun, pentru că mi s-au terminat cuvintele. Vai cu asta. Să facă cineva odată drumul ăsta. M-am săturat să-mi aplaude rinichii. Înțelegi că fac enduro pe aici. Drumul ăsta e pur și simplu strașnic. Nu mai suport drumul ăsta. Mai sunt alternative, dar trebuie să înconjuri. Și cum nu ai dat, tot ai o porțiune de drum proastă. Păi de parcă Chișinău nu vrei vizitatori. Azi o zi tare productivă. Ne-am plimbat, am filmat și ne-am distrat. Ne-am reîntâlnit cu vechii amici. Poate fi mai frumos decât o zic asta.
Cristi, mulțumesc că ai făcut ziua asta posibilă. Plăcere. Mă bucur dacă te-am făcut. Fă super. Zi productivă și material și distracție.